Prima medie, RCA, la 9 luni, ați anunțat că a crescut ușor cu 3% și ar fi la nivelul de 515 lei. Sunt foarte mulți prieteni în jurul meu, tineri, care spun că la 6 luni le-a venit deja 600 de lei. Alții spun 2000 de lei. Alții că le-ar fi crescut cu 17%. În condițiile în care nu au făcut accidente, au avut un comportament ok cu mașina, care este explicația pentru aceste reclamații? Deci explicația ar fi în primul rând că ceea ce noi anunțăm, acea creștere de 3%, respectiv o primă medie anualizată pe primele 9 luni ale anului 2014 de 515 lei, se referă la primele brute subscrise, deci efectiv subscrise de către asigurători, raportat, bineînțeles, la numărul contractelor încheiate. Deci este practic un calcul determinat pe primele plătite efectiv de către persoanele asigurate și nu de ceea ce este în prognoză pentru tariful pe anul următor. Mai mult de atât, tarifele pentru anul următor sunt segmentate pe multe categorii, pe multe criterii de risc specifice fiecarei societăți, drept pentru care pentru noi este dificil să vedem o analiză, să vedem per global cu cât au crescut tarifele pe fiecare societate în parte sau cu cât vor crește de altfel. Mai ales că asta depinde și de ce portofoliu va lua acea societate cu tarifele pe care le ofertează. Societățile practică tot timpul recalibrări de tarife, în sensul că majorează pe anumite segmente unde înregistrează daunalitate mare sau mai reduc acolo unde daunalitatea este scăzută, însă tarifele pe care ei le notifică și le practică sunt influențate în fiecare an de aplicarea sistemului bonus-malus. Drept pentru care prima finală subscrisă care va fi raportată către autoritate nu va fi prima practicată conform tarifului, ci prima finală cu aplicarea acestui sistem bonus-malus. Și aș menționa aici că din contractele încheiate pe primele 9 luni ale anului 2014, 85% sunt contracte încheiate cu aplicarea unui bonus, 12% sunt cu aplicarea clasei neutre B0 și numai mai puțin de 3% sunt cu aplicarea unei clase malus. Păi și dacă e bonus, de unde aceste creșteri? Creșterile, practic, provin din faptul că, dacă ne uităm ca evoluție a pieței de asigurări RCA în ultimii ani, se observă faptul că, ulterior liberalizării tarifelor de primă în anul 2007, primele subscrise la nivelul pieței au înregistrat creșteri până în 2010. În anul 2011, având în vedere că societățile și-au recalibrat tarifele ținând cont de contextul economic și de asemenea în aceeași perioadă, pentru că începând cu 2010 s-a aplicat sistemul bonus-malus, practic în 2011 s-a înregistrat o scădere bruscă a primelor subscrise la nivelul pieței, o scădere cu 20% față de anul anterior. Și aceste tarife practicate începând cu 2011 practic au dus societățile în imposibilitatea de a-și acoperi obligațiile pe care le-au asumat prin contract. Drept pentru care, bineînțeles că fiecare societate trebuie să ia măsurile care se impun, pentru că asigurarea RCA este în primul rând o asigurare socială de protecție a terților păgubiți. Deci societatea este obligată, odată ce practică această formă de asigurare, să acopere toate obligațiile pe care și le asumă. Și atunci societățile au procedat la creșteri în fiecare an, creșteri însă care sau recalibrări de tarife care însă n-au fost resimțite la nivelul real al creșterii de către asigurați, având în vedere aplicarea sistemului bonus-malus. Acum, pentru anul următor, să spunem că, sau apreciem noi că inclusiv noile modificări ale
normelor RCA, care vizează practic și ăsta a fost scopul principal al acestora, de a interveni pe în vederea diminuării cheltuielor de achiziție. Și apreciem noi că recalibrarea tarifelor și recalcularea acestora, luând în considerare o cheltuială de achiziție scăzută, va permite totuși să se echilibreze raportul dintre obligații asumate și prime subscrise fără neapărat o creștere, o majorare a tarifelor. Haideți să vedem care este situația în piață. Câte companii de asigurări fac grosul vânzărilor și ce tarife practică ele? Adică, până la urmă, unde sunt problemele semnalate? Piața de asigurări RCA este concentrată pe 4 societăți de asigurare într-o proporție de 73-74%. Cele 4 societăți de asigurare, de fapt, sunt cele care se află în topul RCA de câțiva ani și, evident, acestea sunt și cele care au înregistrat probleme în acordarea despăgubirilor, respectiv în număr mare de reclamații. Practic, vorbim despre Astra, Carpatica, Euroins, corectați-mă dacă greșesc. Nu, acestea. Da. Și mai nou? Și mai nou City, care deține o cotă importantă de piață. Tarifele practicate de, bineînțeles că și acestea, având în vedere și măsurile impuse de autoritate, pe care de altfel toată lumea le cunoaște, au recalibrat tarifele astfel încât să-și poată permite acordarea despăgubirilor conform legislației. Pe mine, ca asigurat, sincer, nu mă interesează foarte mult problemele asiguratorilor. Asta e treaba ASF-ului. Pe mine mă interesează să fie o poliță legală, nu, avizată de ASF și să coste cât mai puțin. Sigur, numai că asta este o problemă care interesează în primul rând și asigurătorii, care nu sunt dispuși să încaseze mai puțin bani decât au de plătit. Deci tarifele sunt liber stabilite de asigurători, astfel încât ei să-și poată permite din ceea ce încasează să plătească ce obligații au asumat. ASF-ul nu are posibilitatea de a interveni în tarifele pe care asigurătorii le notifică. Singura modalitate în care noi putem să intervenim, să zic așa, este în faptul că noi primim de la asigurător tot calculul actuarial care stă în spatele acestor tarife. Avem posibilitatea de a verifica acest calcul și acolo unde considerăm că este necesar putem solicita asigurătorilor refacerea acestor calcule. Dar până la urmă, asigurarea RCA, ca și la alte forme de asigurare, și pentru această formă de asigurare, asigurătorii sunt liberi să-și stabilească tarifele de primă. Haideți să spunem altfel. Dacă sunt tânăr, am mașină, am cumpărat o poliță de la aceste 4 companii care au tarife foarte mici în avantajul meu și nu voi face accidente, nu am făcut. Cu toate acestea, e de așteptat ca în 2015 să-mi crească prețul RCA. E corect? S-ar putea, dacă tariful pe care societatea l-a practicat în anul anterior nu a fost suficient pentru a-și acoperi obligațiile, bineînțeles că la un dat societatea poate nu este dispusă să vină cu bani de acasă pentru acoperirea acestor cheltuieli și atunci își va revizui tariful astfel încât el să fie suficient. Domnul Mișu Negrițoiu a spus de o creștere a primei medii tot așa pe la 3-5%. Dumneavoastră ce estimați pentru 2015? Estimarea domnului președinte are în vedere istoricul evoluției de până acum și practic cam asta este și estimarea mea, având în vedere că de la an la an, începând din 2010, cam asta a fost creșterea, având în vedere
și noile reglementări ale legislației, care am spus că dau și alte soluții societăților de a-și echilibra costurile cu veniturile, respectiv diminuarea cheltuielilor de achiziție. Deci cam asta apreciem noi că va fi, încă o dată este vorba de o estimare a creșterii primei medii și nu o estimare a creșterii tarifelor practicate, pentru că tarifele, așa cum am spus, sunt segmentate, sunt diferite pe criterii de risc și la tarifele practicate se aplică sistemul bonus-malus, deci practic noi analizăm prima finală. O altă problemă pe care voiam să vă semnalez, tot apropo de segmentare, cine intră să își cumpere o poliță și face o comparație între tarife, pe aceleași criterii obține diferențe foarte mari între prețuri. Unele sunt foarte mici și probabil pe acelea le va și cumpăra, altele foarte mari. De ce apar aceste lucruri? ASF-ul verifică în vreun fel când vede diferențele acestea, dacă... Deci ASF-ul verifică toate calculele actuariale care sunt în spatele tarifelor de prim. Și atunci de ce diferențele pot fi sau sunt datorită portofoliului de clienți căruia societatea respectivă se adresează, că la urmă sunt societăți de asigurare care își doresc un portofoliu doar persoane sau care au un portofoliu doar persoane juridice și atunci pe segmente de persoane fizice au un portofoliu restrâns pe care daunalitatea este... se reflectă altfel și atunci tarifele vin mai mari. Deci, în general, diferă în funcție de portofoliul de clienți pe către care se adresează fiecare societate. Culoarea mașinii este... Culoarea mașinii nu este un criteriu de segmentare utilizat în România. Legat de tineri, domnul Mișu Negrițoiu spunea că o să facă o analiză să vadă ce se întâmplă, pentru că, în general, în rândul lor au fost cele mai multe sesizări. Care e Da, noi, situația? Așa cum am spus, nu putem să impunem alte tarife, însă am demarat o analiză mai amplă pe acest segment, în sensul de a analiza tarifele, calculele actuariale care sunt în spatele acestor tarife, și de a identifica împreună cu societățile. Dar ce vă spun societățile? E dauna mare în rândul tinerilor? Da, nu-și plătesc? Deci, din datele pe care societățile le dețin, ei spun că și rămâne să vedem și noi asta, încă nu avem un rezultat al acestei analize, că daunele înregistrate pe acest segment de asigurați sunt într-o pondere destul de mare comparativ cu numărul contractelor pe care ei le au aici. Deci frecvența daunelor și mai mult de atât gravitatea daunelor pe care le-au înregistrat pe segmentul de tineri este... În rândul persoanelor fizice, tinerii au frecvența cea mai mare a daunelor, adică societățile de asigurări asta... aplică cele mai mari tarife în rândul tinerilor? Și ca frecvență, dar mai mult de atât, din ce am înțeles eu din discuțiile pe care le-am purtat până acum cu societățile, este vorba de gravitate în sensul de mărimea daunelor. Deci daunele provocate de tineri și în general cu mașini puternice sunt cu vătămări grave, aduc despăgubiri de valori mari. Însă există soluții și încă o dată noi sperăm că inclusiv modificările recente ale normei vor crea posibilitatea societăților de a recalibra tarifele și pentru tineri, astfel încât să permită respectarea obligației de a încheia asigurarea Câtă pentru vreme, toți. Câtă vreme Astra și Carpatica sunt în redresare financiară, la Euroins, nu știu, parcă au mai fost niște solicitări de majorare de capital, să aveau și ei probleme. E clar că au probleme și că nu, poate nu nivelul primei ar trebui să crească pentru 2015.
Și ținând cont că acestea reprezintă foarte mult în piață, e, zic eu, aproape o certitudine că prețurile RCA vor crește destul de mult în 2015. Acum, bine, fiecare asigurător are particularitățile lui, problemele care sunt la fiecare din societățile pe care le-ați enumerat sunt diferite. Noi, când vorbim despre tarife pentru asigurarea RCA, ne uităm strict pe datele pentru asigurarea RCA. Deci când vorbim despre faptul că tarifele sau primele subscrise nu sunt suficiente pentru acoperirea obligațiilor din RCA, luăm în calcul datele strict care se referă la RCA. Deci câte prime subscrise a încasat asigurătorul din această activitate. Bun, și aceste firme încasează foarte mult, e business-ul lor. Exact, și per ansamblu, după cum ați văzut datele la 9 luni, este vorba despre o rată combinată la nivelul pieței de 117%. 117% în condițiile în care rata daunei este 84% și rata cheltuielilor este 34%. Mare parte din cheltuieli se provin din cheltuielile de achiziție. De aceea, încă o dată, repet, faptul că recentele reglementări tocmai asta au vizat reducerea cheltuielilor de achiziție care să conducă la încadrarea acestui indicator rată combinată într-un nivel normal. Când veți finaliza această analiză și la nivelul tinerilor și ce proiecte legislative schimbări pe piața RCA vizați pentru analiza anul 2015. Referitoare la tarifele practicate pentru tineri este în derulare. Probabil că cel mai târziu până la finalul lunii ianuarie vom avea o concluzie pe această temă. Ca și proiecte discutăm împreună cu piața să vedem, să identificăm care ar fi cea mai bună soluție de a pune în practică pe piața de asigurări din România acestor aspecte despre care am tot auzit în ultima perioadă ca și propunere referitor la a lua în calcul în tarifare și cine conduce mașina în realitate, nu numai cine o deține. Concret, ce discutați? Să apară pe poliță la încheiere? Nu să apară pe poliță, pentru că potrivit reglementărilor europene, vehiculele sunt cele pentru care noi urmărim acoperirea prin asigurare. Proprietarul are drept obligație de a încheia această asigurare și el apare pe poliță, adică el este înscris în poliță, însă există posibilitatea și este practica altor state, că până la urmă după asta ne orientăm și noi, de a declara la încheierea asigurării, de a menționa cine altcineva mai conduce mașina, persoanele acelea sunt înregistrate de asigurător. Și în funcție de aceste persoane care mai conduc mașina, se determină gradul de risc al acelui asigurat, acelui proprietar de vehicul și se aplică o primă de asigurare. Cum verifică asiguratorul? După CNP verifică, nu știu, cazierul sau ce verifică? Practic nu verifică, este o declarație a proprietarului cu privire la cine mai conduce mașina. Pot fi și există și aceste soluții de a lua în calcul un cazier al conducătorului auto practici similare prin alte state. Există posibilitatea de a vedea, mă refer la cazierul conducătorului auto respectiv, ce abateri grave a avut acesta, dacă a avut alcoolemie, dacă a condus fără permis, dacă are frecvente penalități pentru depășire excesivă. Asiguratorul vede 6 persoane funcție, acolo. Da, și poate în funcție de asta să aprecieze gradul de risc al... Adică le caută cazierele? Nu, gradul de risc înseamnă pur și simplu se stabilește pe statistici și în funcție de informațiile pe care le deții. Spre exemplu, un proprietar
care are vârsta de 40 de ani și conduce doar el acel vehicul, are un grad de risc. Dacă el declară că acel vehicul este de condus și de fiul de 18 ani și de soția care și-a luat permis acum 3 luni, atunci gradul lui de risc este mult mai mare. Dacă asigurătorul are în plus informații și cu privire la faptul că fiul care conduce a avut permisul ridicat în ultima perioadă pentru alcoolemie, cu atât mai mult gradul de risc este și mai ridicat și toate aceste elemente sunt analizate pentru a stabili o primă de asigurare corespunzătoare. Când am putea să vedem această modificare legislativă? În 2015? N-aș putea să spun cu exactitate când, pentru că este un proces destul de complex și de amplu, sunt multe elemente care trebuie luate în calcul, însă eu sunt convinsă că împreună cu societățile de asigurări vom identifica o soluție optimă și vom demara, chiar dacă nu va fi o punere în aplicare totală a acestui sistem, cred că totuși societățile vor începe să adune informațiile în acest sens. În anul 2015.